Salut! Hai că astăzi facem o salată de roșii cu brânză. De data asta nu m-ați prins cu zama de prună, pentru că nu mai am. Aha, tot mai este un pic. Chiar așa să orghesc cu șoare, dar nu e problemă, că facem alta. Acum începem și tăiem roșiile. Bucăți așa ca din 2 în 2. Hai, și tăiem. Nu e frumos să facem. Roșiile mai mare, așa să fie bine. Noi suntem de la țară, să mâncăm mai serios. Facem o salată. Am pus roșiile într-un bol roșu, bineînțeles. Și tăiem și următoarele roșii. Tot roșiile. Și acum punem sare pe ele. Nu foarte multă, pentru că o să punem și brânză. Și brânza e sărată. Și le-am trecut la frucuță. Punem ulei, nu mult tare. Un pic de oțet. Acum ne apucăm și radem brânză. Ia uitați, o să fie o delicateță. Ia uitați, acum se amestecă bine, să se incorporeze gusturile de brânză și cu roșie. Gusturi multe, ce să fie. Și imediat degustăm să vedem cum este. Salata de roșii cu brânză este gata. Mamă, ce bună e. Hai noroc!